Așa au fost primiți în drobeta-turnul Severin artiștii Orchestrei Operei Teatrului Național Sârb din Novi Sad. Acum se vor întoarce în orașul dunărean pentru a oferi severinenilor un alt spectacol. Concertul va avea loc în data de 22 ianuarie, de la ora 19, atunci când va începe și anul cultural în oraș. Orchestra Operei Teatrului Național Sârb din Novi Sad este deja o prietenă a severinenilor. În urmă cu un an, artiștii au reușit să smulgă ropote de aplauze din partea participanților la eveniment. Orchestra este condusă de maestrul dirijor Radu Popa. Intrarea la spectacol se face în baza unei invitații care se eliberează gratuit și care conține rândul și locul în sală. Invitațiile se pot ridica începând de astăzi de la agenția teatrală situată la intrarea în sala de spectacole a Palatului Cultural Teodor Costescu, în limita locurilor disponibile. Programul agenției teatrale este de luni până joi între orele 8:30 și 11 și 12 și 16, iar vineri între orele 8:30 și 13. Rezervări se pot face de luni până vineri între orele 8 și 16 la telefon 0733 033 071 sau prin e-mail la adresa rezervari@palatulculturiseverin.ro. Așadar, oamenii sunt așteptați să participe la evenimentul care va anima viața culturală a municipiului.